trăim. PSD este la un singur pas de răsturnarea guvernului. Social-democrații se laudă că au strâns până acum 232 dintre cele 233 de voturi necesare pentru a trimite acasă cabinetul Orban. În paralel, PSD pregătește și moțiuni simple la adresa mai multor miniștri controversați. Despre cine este vorba, ne spune colegul meu Vasile Marcu. Începând de săptămâna viitoare, sunt vizați ministrul Sănătății, ministrul Educației pentru aceste moțiuni simple. Trei, de altfel, sunt miniștrii vizați și cel al Muncii și, începând de săptămâna viitoare, spuneam că parlamentarii socialdemocrați vor depune moțiuni simple la Parlament și în același timp se vor axa și pe moțiunea de cenzură, acolo unde sunt la limită cu numărul de voturi pentru a o trece prin plenul reunit, însă n-ar trebui să aibă emoții mari în condițiile în care până în momentul de față ar avea 232 de parlamentari, iar până în momentul votului, asta însemnând în jurul datei de 10 februarie, mai au timp pentru negocieri cu alți parlamentari și spuneau ei că se axează pe parlamentari fără apartenență politică, cei care sunt neafiliați, și la minoritățile naționale, acolo de unde ar putea să le vină ușor câteva voturi pentru moțiunea de cenzură, urmând ca după ce trece moțiunea de cenzură să-și facă și strategia pentru perioada următoare, dacă vin cu o propunere de premier pentru președintele Klaus Iohannis și ce ar trebui să se întâmple, repet, după moțiunea de cenzură. Însă, în momentul de față, acestea sunt anunțurile, trei moțiuni simple împotriva ministrului Muncii, ministrului Sănătății și ministrului Educației ar trebui să vină în perioada următoare. Și mai este un avertisment pe care l-au transmis cei din conducerea partidului. Parlamentarii care absentează nemotivat la moțiunea de cenzură sau care nu vor vota moțiunea de cenzură vor fi suspendați din partid, astfel încât nu vor putea candida nici la alegerile locale în cazul în care și-ar fi dorit acest lucru și nici la cele parlamentare de la sfârșitul anului. Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat plus cei de la UDMR conțin 232 de membri și avem negocieri cu încă 7, 8, poate chiar 10 membri avansate. Pe lângă aceștia mai există discuții și cu celelalte grupuri și chiar și cu parlamentari individual. Nu este exclusă o eventuală propunere a unui premier după moțiunea de cenzură. Într-adevăr, decizia sau discuțiile au fost în sensul de a propune un om de stânga, nu neapărat membru PSD. Am hotărât de asemenea că în perioada următoare vom depune moțiuni simple, atât la Senat cât și la Cameră, și vom începe cu moțiuni împotriva Ministrului Sănătății, Ministrului Muncii și a Ministrului Grindă de la Dezvoltare. Ministerul Sănătății este absolut necesar ca acest ministru să fie demis sau să-și dea demisia de urgență, pentru că există riscul, practic, a privatizării sistemului de sănătate.